Lucian Mândruță și-a scos soția la terasă să sărbătorească 15 ani de la Amantlâc. Cuplul a ieșit în oraș fix cam în aceeași perioadă în care prezentatorul TV era surprins sărutându-și amanta cu verigheta pe mână, în urmă cu un deceniu și jumătate. Spășit, prezentatorul TV a ieșit la acea vreme pe sticlă, anunțându-și el însuși consoarta de isprava făcută. Astăzi s-a întâmplat un lucru care va aduce durere familiei mele. Mâine un ziar din București va publica niște fotografii urâte. Urâte din punctul meu de vedere. Urâte din punctul altor oameni de vedere. În momentul acesta, probabil că nu sunt niciun părinte foarte bun și niciun soț extraordinar. În momentul acesta, sunt un om care este, să zic așa, o știre. Și poate că vă răpesc timpul dumneavoastră în seara asta, care veți citi ziarele de mâine, să vă spun că odată familia mea e alături de mine, chiar dacă am greșit enorm față de ea, și apoi să-mi cer scuze Ioanei, lui Matei, Andrei și lui Mihai pentru lucrurile grele care urmează pentru ei în perioada următoare. Și vreau doar să-i rog să rămână cu mine și dumneavoastră, dacă puteți, doamnelor și domnilor. Anii însă au trecut, iar timpul pare să fi vindecat rănile. Și în loc să o ia fiecare pe drumuri separate, iată-i din nou împreună, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucian Mândruță și soția lui nu și-au comandat nimic, până în momentul în care pe terasă nu și-a făcut apariția și fiul lor, însoțit de iubită. Avem imaginile și le prezentăm în exclusivitate!